Bună ziua, dragi prieteni din fecioară! Haideți să vă arăt la fecioară că v-a ieșit aici prima dată. Vi se vede aici, în imagine, scrisoarea. Am să vă spun despre ea. Așa, în două săptămâni, o lună. Scrisoarea înseamnă vești de la distanță. Înseamnă. În această poziție o fericire care vine de departe. Poate să fie o scrisoare, un mesaj, un da WhatsApp, ceva și ceva ce o să vă facă foarte, foarte fericiți. Poate să fie și ceva că sunteți acceptați undeva sau uh, Sau vă bucurați pentru cineva, pentru un copil, că se, îi se împlinește ceva, da? Deci, poate să fie și pentru altcineva. Vă bucurați pentru altcineva, dar dacă nu, doar pentru dumneavoastră, da? Așa, v-a mai ieșit aici pasărea aceasta. Pasărea înseamnă în șase luni este întoarsă că vine un copil dacă sunteți o familie tânără. Deci dacă vă doriți acel copil. Pentru alți alte persoane care nu așteaptă copii. Poate să fie o rudă care se întoarce cu care vă împăcați, poate un copil care se întoarce, poate să fie un iubit, o dragoste care se întoarce. Nu înseamnă că această persoană va rămâne cu dumneavoastră pentru totdeauna, da? Uh, dar va sta până când uh, nevoile dumneavoastră sau nevoile acelei persoane vor fi uh, satisfăcute. Sau vine copilul în vacanță, sau pur și simplu. Vă spun, este cineva care aștepta și care vine. Da? Dar și dacă vreți copii, arată un copil. Da? da. dacă sunteți căsătoriți recent și așa, înseamnă un copil. Așa, v-am mai ieșit aici. Um, de care să vă spun? Hai să vă spun despre asta. V-am mai ieșit aici. Uite, potcoava. Potcoava v-a ieșit întoarsă nu prea arată două săptămâni, o lună. Pot coava. Uh, poate să însemne și 6 luni. Șase luni. Să nu treceți pe lângă fericire. Văd că nu, nu reuși să prindeți fericirea, să o vedeți. Treceți pe lângă ea. Da? vă concentrați poate doar pe o persoană care vă părăsiți, vai, vreau pe persoana aceea, nu am pe persoana aceea. Dar dumneavoastră aveți în jur o persoană care vă iubește, sau aveți alte persoane care, cu care sunteți fericiți, ar, put, ar putea fi foarte fericiți, dar doar la acea persoană vă gândiți. Asta e un exemplu. Dar sau alte, altceva. Sau Lucrați foarte mult și nu petreceți timp cu copiii și mai târziu vă pare rău că cresc și nu mai aveți nicio șansă, da? Uh, poate că cineva vă spune ceva și dumneavoastră nu vă place, dar poate ar trebui să ascultați și uh, că fericirea viitoare depinde de, de asta, de ce vă spune persoana să faceți. Apoi v-a mai ieșit aici uh, Ancora. Ancora v-a ieșit uh, că aveți o îndoială, că în șase luni cineva vă dezamăgește și uh, îndoiel, dezamăgire cu un ideal, da, de exemplu, aveți ceva îndoială și aveți dreptate să aveți această îndoială. O situație, un impas, dezamăgire într-o relație cu o persoană pe care o iubiți și. Uh, vă gândiți dacă este potrivită sau nu, sau cineva vă dezamăgește, un copil, părinții, sau poate să fie și o îndoială cu privire la. Munca pe care o face serviciu, afacere, dacă e bine să fac asta, să fac altceva, dacă ați luat decizia bună sau vă pierdeți timpul. Este bine să vă gândiți bine, să priviți din toate da? toate situațiile și să vedeți ce greșeli faceți sau ce vă poate duce la de dezamăgire în viitor. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.